La Chișinău s-a deschis astăzi Centrul Republican pentru Copii și Tineret. Sediul a fost reconstruit într-o perioadă record, timp de aproape jumătate de an, iar lucrările au costat circa 80 de milioane de lei. Potrivit administrației centrului, toate ocupațiile sunt gratuite. Cu doar 2 ore înainte de inaugurarea Centrului Republican pentru Copii și Tineret, muncitorii încă mai lucrau la fațada clădirii. Aproape de ora 12, totul era deja pregătit, iar organizatorii erau în așteptarea înalților oaspeți. Printre aceștia s-au numărat președintele și premierul țării. Domnul președinte, scrie orarea pe balon. Avem orarea. Fericire pentru toți copiii. Copii și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oficialii au primit cheia simbolică a clădirii, au tăiat tradiționala panglică, au ascultat mesajele copiilor și au dansat împreună cu aceștia. Iar ulterior au pornit într-o excursie prin încăperile imobilului, nu înainte însă de a încheia partea festivă din fața centrului cu un mic foc de artificii. Clădirea a fost dotată cu tehnologii de ultimă oră și are un design deosebit, fapt ce le-a plăcut atât copiilor cât și părinților. Îmi place când sunt mulți copii și îmi place centru. Obosit deja face copii, de sălile este vechi, de utilajul este care l-au, mobilierul. Și cred că ne pare bine să ceva nou, renoit, dar totuși e un plus mare. Ceva de distracție să aibă. Pentru dânsii și pentru cultura lor, pentru dezvoltarea lor. Potrivit administrației centrului, toate ocupațiile pentru copii sunt gratuite, iar aici pot veni tineri până la 32 de ani. Sunt săli de dans, dar dotate special cu duș cu apă caldă. Este o cafenea mică pentru copii, nota 10. Sunt săli de conferințe, sunt săli de calculatoare. Mai avem săli specializate pentru cei cu dizabilități fizice. Pentru toate acestea, guvernul spune că a cheltuit mai puțin decât se aștepta. S-au cheltuit până în prezent 80 de milioane de lei. Cred că este o sumă foarte comprimată, fiindcă în alte cazuri s-ar fi cheltuit mult mai mult. Este un vis plăcut, pentru că aceasta tot este realizat pentru copii. Și eu îmi imaginez 1500 de copii în toată ziua preocupați aici, într acest centru. Anterior, în această clădire și aveau sediul mai multe companii private. Acum un an, statul a decis ca imobilul să fie renovat, iar aici se află doar Centrul Republican pentru Copii. Reconstrucția clădirii a început în urmă cu 6 luni, după ce toți agenții economici au părăsit, cei drept cu scandal, clădirea.